mai aduce aminte când a intrat prima dată în sală de la poza aia costelivă. Păi cum? Păi da, ne bătea vântul. Deci poza aia costelivă este făcută cu câteva zile, săptămâni înainte să mă apuc de sală. De ce? Fii atent, că am o poveste senzațională pentru tine. Acum pregătește-ți masa. Șoc, șoc, șoc. Pune șocul în stânga ecranului acolo. Senzaționalul. Poza aia în care eram eu costeliv și cu o freză așa mai... la puterea 10-a, a fost făcută după ce am câștigat Mr. Boboc în liceu. După ce am câștigat Mr. Boboc în liceu, locul 2 fiind un handbalist bun prieten de-al meu, au început să iasă vorbele. Când mi-a câștigat Besle Bănogul ăla, că-i prieten cu oia mai mari, pe relații, manțăcărine, bunii... Începea să mă ia cu călduri, cu bufeuri, înțelegi? Cum adică? Și bă, dar stați puțin ce aveți cu mine. Freza nu era un impediment, pentru că toată lumea avea freza așa. Era freza momentului, era un fel de bretonelul Guță cu foarte mult gel. Da. Era gelul ăla care era la toate culorile, costa foarte puțin și luai cu 3 degete așa, știi? Bop, și făceai hop. Puneai acolo și nici nu cred că trebuia să te chinui să faci așa, doar așa cădea el de cât de prost era gelul. Asta când se întâmpla, deci 88 și cu 14-15? Cu 15, 93, corect? 2003. Da. 2003. Prin 2003, când eram clasa 9, da? Și am zis, a câștigat Slăbănogul pe pile, a? Și am zis, bine mă, stați liniștiți. Și m-am apucat de sală. Deci 2003. Dar chiar râdeam ieri cu băieții în sală, că pe vremea când eu m-am apucat de sală Oprișane, era like, n-aveai nicio sursă de informație. Ajungeai un lache de ăsta Slăbănog într-o sală cu foarte mulți băieți cu mușchi. Și aveai un băiat culturist care mai știa sau ceva, un specialist. Păi dar nu-ți răspundea nimeni. Când te-a văzut. Păi erau băieții aia mari care știi... Azi de unde ați venit, Costa? Plecă-mă de aici, ce, bă. Asta era la Constanța? Da. Făceai și tu la aparatul de piept, nu era cu câte serii mai ai. Tă-te-mă la o parte, câte-ți fac. Haide-mă, gata. Da. Plecă-mă de aici, Slăbănogule, înțelegi? Dă-i drum. Și pus dai seama că în momentul ăla am zis, ok, trebuie să cam învăț singur. Lucru care nu se mai întâmplă în ziua de astăzi. Puști în ziua de astăzi au N surse de informare. YouTube, Google, orice vrei tu, chiar și Instagram. Da, cu și testimoniale, vezi cum face ăla, cum... Bă, până și îți explică cu cuvânt cu cuvânt. Bun, și tu de unde ai luat-o? Ai pus pe tine, e clar, adică am lucrat de... foarte mulți ani greșit, Oprișane. Pe bune? Nu e o rușine, da. Cred pentru că nu aveai de unde să te documentezi și asta încerc să-i sfătuiesc pe toți tinerii de acasă, mă, dacă nu știți cum se lucrează. Nu lucrați. Adică mai întâi documentați-vă și după aia începeți, pentru că uite, eu îți spun, chiar și genunchiul ăla de s-a rupt, chiar și încheieturicile astea au avut de suferit în urma anilor de antrenamente după ureche. Am înțeles. Înțelegi? Dacă aș lua-o de la capăt din nou, aș face-o altfel în ziua de astăzi, cu documentare, cu mi-aș alege și eu un mentor, că vorba aceea, sunt atâția influenceri culturiști care postează niște lucruri extraordinare. Adică ca lumea, eu după 16 ani de sală încă învăț de la ei. Mă uit și zic, ia uite, bă, nu știam că așa trebuie să faci ca să fie țâță de mâță. De câte ori mergi acum la sală? Fiecare zi, tată. Fiecare zi? În fiecare seară mă duc acolo, mai scap de energia de pe zi. Eu filmez în fiecare zi pentru canalul meu de YouTube. Dorian Popa, dați-l pe subscribe. Dacă aveai nevoie, să știi. Mă, nu, dar m-am obișnuit, știi? Bravo. Când eram la început, oriunde apăream, Dorian Popa, dați subscribe. Și de ce nu? Și tu o mască. Păi, dar mi-ai zis, mă, să-ți aduc o mască cu hâț? Vrei să-ți spun acum, să dau cărțile pe față și să spun că am depozitul închis, că asta e, trebuie să fie închis? Dar zi-mi de sală, ce ai făcut în pandemie? Ai găsit undeva unde să te duci? A fost închis, a fost deschisă? Am sala mea, da, am sala mea. Închis, singurel acolo, eu cu fiarele, cu muzichia, cu oglinda. Și poți să faci? Nu se zice că trebuie să te duci să te mai iei cu unii? Mă, Oprișane, am avut ani de zile în care făceam numai singur. Da? Pe bune? Mă, treaba adevărată singur o faci dacă stăm să o luăm așa. Știi cum e când mai ești cu unul? Hai mai cu o vorbă, hai mai cu o bârfă. Zine de genunchi, cum e cu genunchiul acum? Adică... Mă, genunchiul vorba e bine. Bătrânilor, mamă, când mai plouă așa afară, uite cum e acolo afară, te mai ține un pic. Dar de când e iarnă, ține în fiecare zi, că nici nu trebuie să plouă, e de ajuns să fie iarnă. De la accidentare? Da, am avut o accidentare foarte nasoală, deci fii atent, treaba a fost în felul următor. Genunchiul a sărit, l-am pus la loc, pentru că sunt un handicapat, după ce l-am pus la loc, eu am mai jucat încă o probă. De ce? O să ți-o explic, pentru că suntem la sport, frate meleu, da? Bag! Eram la ultimul trib, emisiune Antena 1, da? Probă de eliminare. Nota bene, că contează în poveste, da? Probă de eliminare, Popa își rupe piciorul. Dar Popa cum și-a rupt piciorul? Ai căzut? Alergam pe nisip. Și am făcut o pivotare, da? Cineva, jucam rugby cu perna, așa era proba. Da. Trebuia să scurgi perna ca la rugby, da? Și cineva strigă, în spate, Doriane! Și eu alergam cu spatele, să nu-l las pe unul să treacă cu perna, știi? Și ăla mi-a strigat în spate și alergând cu spatele, am pivotat... Genunchiul a sărit bang bang stânga dreapta de două ori. Se întâmplă și la fotbaliști, se întâmplă. Da. Ligamentele mai L-ai pus repede la loc? L-am pus repede la loc și am zis în felul următor. Matematică de clasa a doua.
Dacă eu ies acum din joc, în primul rând oamenii mei vor juca în inferioritate numerică, probabilitatea să piardă proba este uriașă și dacă pierd proba mai trebuie să elimine unul, deci pleacă doi. Aveam matematica cealaltă. Dacă pun piciorul în atela asta handicapată și cum pot eu acolo șontâc, șontâc, mai duc proba până la sfârșit și dacă pierdem, ridic mâna, nominalizați-mă pe mine, dacă n-are plec rost. Acasă, pierdem unul. Uite, pielea de găină, că nu te vrăjesc da, ca Alan Danda. Da. Bun. Și matematica era bună. Zic, bă, pierd oamenii mei numai unul și îl pierd și pe la accidentat. Adică, teoretic, nu le periclitesc cu nimic viitorul, da? Am jucat și ce crezi, mă? Am câștigat, ești nebun la cap. Da, mi-aduc aminte. Adică au pierdut ăia unul, am pierdut și noi unul. Adică a fost... I-am lăsat pe ai mei turbo. A ieșit cel mai bine, turbo. Nu se putea mai bine. Da. Doar că în momentul ăla am mai rupt și că... Înțelegi? Mi-aduc aminte de imagini de întins într-o ambulanță. Da, nu mai zice că am mai văzut acum pe la tembelizoriu, drupturi de-astea și când văd, băi, creierul ăsta este atât de tare, când văd chestii de-astea, nu mai pot să mă uit, mă. Da. Mă, nu mai pot, îmi amintesc, mă doare să dea dragi și nu se întâmplă nimic, înțelegi că tu ești acasă. Dar la fotbaliști, la sportivi, că după, e foarte greu să revină. La tine cum a fost? Că tu dacă mergeai zilnic la sală... Mă, știi care e faza? E greu să revii pe teren, dar recuperarea e mult mai rapidă decât la un om normal, la un sportiv. Corect. Am făcut recuperarea la baza sportivă Steaua. Îi mulțumesc lui Ovidiu Curtiș care a avut grijă de mine ca de un fotbalist. Era mișto acolo că mai erau încă 3-4 fotbaliști care erau avion și ei, nu știu, văd că te-ai inversit, ești dinamovist, ce ai? Nu, dacă povestesc așa de accidentări, mie face plăcere. Am înțeles. De genui grupți. Și știi ce era mișto acolo la baza sportivă? Că acolo, îți dai seama, erau și alți amărâți. Nu numai că erau și alți amărâți, dar la aia accidentările la ordinea zilei și acolo e Caterinca, știi? Hai care plânge mai bravo, mai repede, râdem de el, știi? Și când te punea pe masă și începea să tragă de el, ca să trage de el. Deci eu, fii atent, m-am dus la recuperare și piciorul meu nu avea flexie mai mare de, să zic, nu știu, mai țin minte în ce grade se spune, dar cred că 23 de grade. Da? Adică să iau unghiul ăsta. Da. Sau dacă vrei, 160, să spunem, da, diferența, dacă iei celălalt unghi de deschidere. Și eu eram panicat, ca niciodată în viața mea, că nu prea panichez așa. Zic, Doamne Iisuse, dacă nu se mai îndoaie ăsta, m-au trecut și filmele cu pierderea genunchiului, pentru că în momentul în care am ajuns la remene, Nu. Păi fii atent, ascultă-mă aici, când am ajuns la remene m-au întrebat, domnul Dorian, dar ați fost lovit de cal? Acum zic, mi-a provocat și mie râs. Bune, că așa au zis, da? Da. Deci a fost foarte grav. Fii atent, că spun acum, în genunchi, că învățat genunchiul, știi cum e, zici că e fratele meu acum, da? Avem încrucișatele anterior, posterior, avem două laterale, da? Stânga-dreapta, meniscuri două și niște oscioare care se prind pe ele pe acolo, da? Deci am avut așa. Ambele meniscuri rupte, dar modogros erau, știi cum erau? Ziceai că le-am făcut ca bucătarul, știi, ca șeful. Deci ambele meniscuri, toate ligamentele rupte cu excepția anteriorului care încă se mai ținea în ceva. Și atunci a fost de bun augur. Și condropatie. Ce înseamnă condropatie? În momentul în care meniscurile s-au rupt, ligamentele s-au rupt, oasele mele au început să ciocănească între ele și tot cartilajul de pe ele a sărit. Da, și, început... și atunci a trebuit reconstruit tot cartilajul ăla, înțelegi? Și nu începusem bine cu șaurma. Începusem adică foarte bine. Okay, îi mulțumesc din suflet domnului doctor Codorean care m-a făcut. Băi, deci fabulos. Da. Eu nu mi se cred. Am stat 5 ore jumate în operație, iar după vreo 4 ore și ceva m-am trezit. Pentru că am avut rachie. Ideea e că nu simțeai, știi? Dar te trezești și vezi. Vezi niște băieți care lucrează la... Senzațional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta din viața mea. Pentru că m-a schimbat. M-a făcut un om mai bun. Apreciez altfel lucrurile. Viața. Da, mă, uite, am pielea de găină în continuu când îți povestesc. N-am să uit niciodată. M-am trezit eu că ți-ai și gura ta. Și vedeam pe monitor o sculă și ceva mult alb, înțelegi? Și ca și cum râcâia așa, cașcaval cu odinaia, știi? Da, parmezanul. Știi cum arăta scula? Ca ăla cu care cureți cartofii. Da. Și ăla... Mamă, zic, nu-i adevărat. Hai că mă mai bag la somn un pic, știi? Am închis ochii, ce să mai... Că nu mai trebuia să dormi. Eram și odihnit, îți dai seama, după 4 ore jumate de anestezie, de rachie. Stai așa că... Mamă, cheluțul nostru, mâncați, aș trage camerele pe aici. Da, ia uite. Vă descurcați sau... Da, e ok. Bine, ok. Și zic, aoleo, e nasol. Mai încerc să adorm un pic, nu puteam. Mă trezesc iarăși, mă uitam peste, aveam chestia aia deasupra feței, știi? Da, dar ce crezi? Fiindcă genunchiul meu era în flexie când se lucra, vedeam fix vârf. Mă ridicai un pic căpșorul așa. În fine, eram avion, s-a terminat operația cu brio, am stat 5 ore jumătate sau 6 ore în operație, a fost o operație foarte grea. Nu mai știu decât că atunci când am ieșit de acolo, țipam în continuu. Aaa, John, bine, mă! Și maică mea spira...
Taci din gură că ne facem de râs țipșic. Lasă-mă în pace că m-am vindecat. Știi cum ești din, da, din operație. Bă, bine că ai ieșit cu bine. Dar după aia ai avut la sală. Și după aia a venit recuperarea. A fost foarte bună, un pic anevoioasă, în sensul că după o accidentare atât de nasoală, foarte greu au venit gradele de flexie.